experiența de care vorbea fratele mă caracterizează în virtutea anilor pe care am. Mi-am adus aminte și am spus lui Saul o maximă care spune că greșelile sunt prețul pe care îl plătim ca să căpătăm experiență. Greșelile sunt prețul pe care îl plătim ca să căpătăm experiență. Și aveți înaintea dumneavoastră un om care a greșit foarte mult. Așa că din greșeli poate că am învățat anumite lucruri. Vreau să vă spun că vestirea cuvântului este cel puțin pentru mine o taină. Merg foarte greu în alte biserici, nu pentru că nu aș vrea sau nu sunt chemat, ci pentru că am un handicap. Pentru mine vestirea cuvântului este o taină. Pe de parte este un Dumnezeu care vorbește, da? Și pe de altă parte sunt niște oameni care au nevoie de mesaj din partea lui Dumnezeu. Și la mijloc este fratele sau Daniel Brânzei. Și nu întotdeauna circuitul acesta este ideal. Câteodată cei din sală vor să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cel care este în față vrea să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu e supărat și nu vrea să vorbească. S-a întâmplat de mai multe ori. Sunt situații în care Dumnezeu vrea să vorbească. Eu care am fost, deci, vestitorul între cei doi, am vrut să transmit mesajul, dar cei din sală n-au avut chef. Și cuvântul a mers ca nuca în perete. Altădată Dumnezeu vrea să vorbească, cei din sală vor să asculte, dar starea celui care e la mijloc nu e bună. Și mesajul se blochează. De-aia mi-e foarte greu să merg în alte biserici, pentru că Dumnezeu pe mine nu m-a făcut evanghelist. Evanghelist e un om care merge din loc în loc și are un mesaj, câteodată chiar același mesaj, dar foarte puternic, plin de viață și aprinde auditoriu. Pe mine m-a făcut păstor. Un păstor stă într-un loc, cunoaște pe oameni, îi vizitează pe oameni, știe ce au nevoie, știe unde sunt fiecare în umblarea lor cu Domnul și le dă mâncare după cum îi cunoaște pe ei. Asta m-a făcut pe mine Dumnezeu, un păstor. Nu sunt un om care să merg dintr-o parte în alta. Și m-a făcut învățător. În ce privește greșelile, frați și surori, Dumnezeu mi-a făcut o mare surpriză să mă așez întâmplător pe bancă lângă Saul. Saul este de la Ferentari din București, suntem cam aceeași generație, el a venit de 40 de ani petrecuți la New York și acum a venit aici. A fost unul din tinerii cu care am crescut împreună și Dumnezeu mi-a făcut surpriză aceasta, bucuria să-l văd după atâția ani și spun Domnul să-l binecuvinteze și să-l facă o binecuvântare pentru biserica de aici. Amin. Dacă vreți să aflați ceva greșeli pe care le-a făcut Daniel Brânzei, vorbiți cu Saul. El știe de perioada noastră tulbure din tinerețe. De fapt, fratele Wumbrand, care a stat acolo cu noi în California și la umbra căruia am crescut câțiva dintre noi, îmi spunea, Daniel, nu pierde nicio ocazie să te smerești înaintea oamenilor. Am auzit că predici și unii mi-au zis că predici bine. Nu scăpa nicio ocazie să te smerești înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, mai ales de la amvon. Pentru că, Daniel, îți spun ceva care am învățat eu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Ceea ce înseamnă că dacă ești mândru, tot ce este Dumnezeu și tot ce are Dumnezeu va fi împotriva ta. Și asta înseamnă că Dumnezeu poate să folosească galaxiile, constelațiile, soarele, luna, norii, ploaia, vântul, păsările, țânțarii, furnicile, praful pământului, împotriva ta. Tot ceea ce are Dumnezeu și ce este Dumnezeu va fi împotriva ta. Dar dacă te smerești, tot ceea ce este și are Dumnezeu va fi har pentru tine. Constelațiile, soarele și luna, stelele, vântul, norii, ploaia,
oamenii, lucrurile văzute, lucrurile nevăzute, păsările cerului, toate vietățile și praful pământului va fi pentru tine. Și tu alegi dacă toate astea vor fi împotriva ta sau vor fi pentru tine. Și spunem împreună în seara aceasta, Doamne, binecuvintează-ne că fără binecuvântarea ta nu suntem nimic. Dacă cineva trebuie să fie înălțat în ziua de astăzi, fie ca tu să fii înălțat în mijlocul nostru și sporbește ceea ce tu știi că avem nevoie. Eu nu sunt păstorul dumneavoastră și nu vă cunosc, vă dați seama că sunt foarte stângați. Greșeli pot să vă povestesc foarte multe, dar nu vreau să vă iau timpul cu greșelile mele. Revenind la fratele Richard Wurmbrand, ne spunea într-un timp că unii oameni care se pregătesc pentru moarte sau se gândesc la moarte și la înviere, spun, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul Iisus, aș vrea să mă întâlnesc cu Pavel, aș vrea să mă întâlnesc cu mama, aș vrea să mă întâlnesc cu Apostolul Pavel, aș vrea să mă întâlnesc cu Petru, aș vrea să mă întâlnesc cu soția mea sau cu soțul meu sau cu copiii mei dincolo de moarte. Știți cu cine vreau să mă întâlnesc eu cel mai mult și repede după ce ajung dincolo? Dacă l-a scos pe Dumnezeu și l-a scos pe Domnul Iisus din ecuație, am tăcut toți. Nenea Richard avea gândirea lui așa, care era mai altă. Și mi-a zis, băieți, vreau să mă întâlnesc cu îngerul meu păzitor. Că fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne-a dat din pruncie un înger care veghează asupra noastră. Și vreau să-i cer voie Domnului Iisus să stau de vorbă cu îngerul care a fost îngerul meu păzitor și să-i cer iertare că din multe prostii m-a scos. Și să-i mulțumesc că a avut grijă de mine, că dacă nu era el, nu știu pe unde eram astăzi. Este una din caracteristica oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu, că ajung să se cunoască și pe ei, să-și dea seama că nu fac despățiți de Dumnezeu nimic bun, nu locuiește în mine. Aceasta este o lecție pe care mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi trebuie să o învățăm.